Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbim despre rețeta de sos grecesc tzatziki, o rețetă care în ultimii ani a devenit din ce în ce mai populară în țara noastră. Pentru această rețetă avem nevoie de 3 castraveți potriviți, 500 grame iaurt grecesc cu 10% grăsime, mărar, zeamă de lămâie, 2 căței de usturoi, 3 linguri ulei de măsline, sare. Începem prin a curăța toți castraveții de coajă. Când am terminat, îi tăiem pe jumătate, apoi cu o linguriță îndepărtăm sâmburii. Facem acest lucru deoarece, la castraveți, apa se află în mare parte în sâmburi. Priviți câtă apă se află în sâmburi. De regulă, castraveții se dau prin răzătoarea mare, dar dacă nu vreți să-i simțiți în sos, se pot da și prin răzătoarea mică. Eu astăzi îi voi da prin răzătoarea mare, mie îmi plac mai mult așa. Dăm castraveții prin răzătoare până îi terminăm pe toți. După, presărăm puțină sare și îi lăsăm deoparte pentru 3-4 minute, motivul fiind faptul că sarea scoate apa din castraveți. Când timpul a trecut, punem un șervet curat peste un bol mai mare și în el punem castraveții noștri. Strângem bine șervetul până scoatem tot lichidul din castraveți. Observați încă câtă apă iese din castraveți. Punem castravetele storzi de apă într-un bol mai mare. Adăugăm iaurtul grecesc și cu o lingură le amestecăm. După, punem usturoiul pisat, mărarul și le încorporăm și pe acestea. Nu uităm de zeama de lămâie. Sfatul meu e să puneți prima dată doar o lingură și să gustați. Dacă vi se pare că e prea puțin, mai puneți o lingură și gustați din nou. Eu așa am făcut, iar la mine a fost nevoie doar de 2 linguri. La final, condimentăm cu sare după gust și desigur adăugăm și uleiul. Acesta va mai îngroșa sosul, așa că nu e nevoie să punem mai mult de 3 linguri.
Rețeta noastră de sos grecesc tzatziki este gata! Dacă v-a plăcut rețeta noastră, vă invităm să apăsați butonul de like și nu uitați să vă abonați sau chiar alăturați canalului nostru. Iar dacă apăsați clopoțelul din dreapta butonului de abonare, veți primi notificări cu cele mai noi rețete chiar în secunda în care le publicăm. Poftă mare la un sos grecesc autentic, delicios!